Bună ziua, bine ați venit. Vă mulțumim că sunteți alături de echipa de basket a Clubului Sport Club Municipal Craiova. Astăzi vom vorbi despre partida importantă pe care o avem de disputat duminică împotriva celor de la BC Argeș-Pitești. Alături de mine sunt componenții echipei, vorbim de Ionuț Berceanu, Antonio Năsturescu și de veteranul și unul din liderii echipei, Tyler Laser. Sunt în premieră în fața dumneavoastră în acest an cei doi tineri, în care noi avem mare încredere și o să-i rog să vorbească ei mai întâi. Ionuț? Da, bună ziua, mă numesc Ionuț Berceanu. Eu sunt pentru al treilea an consecutiv la Craiova. Am ales să mă întorc din nou la echipă, deoarece în anii precedenți am observat că este un loc în care se dorește performanță și se depune efortul necesar pentru a se obține performanță. Clubul a crescut în valoare de la an la an și acesta este un mediu în care eu am considerat că mă pot dezvolta eu individual ca jucător, dar în același timp un mediu în care putem obține performanțe și la nivel de echipă. Despre meciul de duminică cu Pitești, pot spune că mă aștept să fie unul foarte greu. Ne bucurăm că avem avantajul terenului propriu, credem că va conta enorm. Piteștiul a fost constant și în trecut și în prezent o echipă puternică în acest campionat, dar suntem încrezători în forțele noastre proprii, credem că domnul antrenor ne va pregăti, iar la momentul meciului vom face tot ce putem și, evident, ne dorim victoria. Acesta este obiectivul nostru, sperăm să și realizăm acest lucru. Toni, pentru prima dată la Craiova, pentru prima dată în fața presei din localitate. Bună ziua, mă numesc Năsturescu Antonio și am ales Craiova pentru că am știut de la început că este un mediu profesionist aici, că putem face performanță împreună, că din punct de vedere profesional pot evolua foarte mult aici, pentru că sunt jucători foarte buni la Craiova, au venit în această vară mulți jucători valoroși și sunt sigur că putem face performanță împreună cu suporterii, îi așteptăm la sală pe toți și în legătură cu meciul cu Pitești de duminică, o să fie un meci foarte dificil. O să fim foarte pregătiți ca să câștigăm meciul. Este un meci foarte important pentru noi, este important să-l câștigăm și vă așteptăm la sală. Tyler? I will translate. You want me to, what do you want me to say? About the game for Saturday, for Sunday game. For the Sunday? We're playing a team that's most likely be a top six team, so they have some talented players. We recognize that they took Cluj to the wire, so they're a team that we're. Cu o echipă care este obișnuită să joace în top six, cu jucători extrem de talentați, o echipă care i-a ținut în tensiune pe cei de la Cluj până în overtime. So it's a team we're respecting, and it's a team that we're looking forward to bounce back from a ugly loss. Este o echipă pe care o respectăm și dar de-abia așteptăm să ieșim din această buclă și după această înfrângere grea pe care am suferit-o. So we're also home, so we want to protect our home court and. Jucăm acasă, vrem să protejăm terenul propriu, așa că vom fi pregătiți. Da, dacă în sportul de echipă, vreau să declar, ar fi o situație în care cumularea valorii individuale ți-ar da o valoare a echipei, n-am avea aproape nicio șansă împotriva celor de la Pitești. Au un buget mult superior nouă și au făcut, așa ca să facă o glumă, și au făcut o obișnuință în ultimii 4-5 ani în a racola, după câte un sezon bun de al nostru, a racola sportivii noștri. Vorbim de la Mirko Kovac, vorbim de Siriscevici, acum Gajovic, Fraseniuc.
Așa că a devenit Craiova o pepinieră pentru Pitești. Au o echipă extrem de bună, au o echipă în care s-a investit enorm de mult, dar jucăm acasă și acest lucru ne motivează extrem de mult. După cum au spus și băieții, îi respectăm, așteptăm un meci greu, dar ne dorim extrem de mult victorie, așa că va fi un meci pe viață și pe moarte. M-a zis înainte de atingere subiectul cu Pitești, te-a zis să vorbim puțin despre jocul de mine. Poți să-mi explici ce s-a întâmplat exact în primele două sferturi în care pur și simplu jucătorii parcă nu s-au regăsit, parcă nu s-au regăsit? După cum a spus și Tyler, a fost o zi neagră, mai ales prima parte, dar a fost luni, nu vineri. Vorbim de meciul de la Timișoara. Am avut un meci pe care l-am pornit nu prost, am pornit execrabil în acel meci. După părerea mea, ei s-au uitat mult prea mult la meciul Timișoara-Pitești, la analiza acestei partide și s-au gândit că Timișoara este o țintă ușoară. De aceea am dat dovadă, pot spune, pentru a și altoi într-un fel băieții noștri, am dat dovadă de o aroganță extrem de urâtă care ne-a și costat la final. Când ne-am trezit la pauză la acel incredibil minus 21, era mult prea târziu, am consumat energie și am ajuns la minus 4. La minus 4 am avut două ocazii să ajungem la o diferență de o posesie. Oboseala și stresul de a fugi după adversar întregul meci ne-a costat și pe final s-a terminat cum s-a terminat. Credem că suntem mai buni decât Timișoara, dar știți cum este în sport, trebuie să arătăm pe teren acest lucru și trebuie să demonstrăm și în meciurile următoare. V-am spus de la prima declarație că vor fi 14 finale, vor fi 14 meciuri extrem, extrem de importante, că lupta pentru top 6 va fi una extrem de grea. Nu există o echipă pe care să o elimini din start că nu își dorește să fie în top 6. Care este starea de spirit a băieților? Și este valabilă întrebarea și pentru voi. Voi cred că sunteți în măsură să răspundeți cel mai bine. Ia răspundeți voi, băieți. Ia spuneți mai băieți care este. Păi, în mod evident, suntem dezamăgiți de ce s-a întâmplat la Timișoara, dar suntem conștienți că trebuie să învățăm ce este de învățat după această experiență și să mergem înainte, pentru că avem multe alte meciuri de jucat și trebuie să ne concentrăm pe acestea. Noi o să facem tot posibilul să nu mai repetăm ce s-a întâmplat la Timișoara, dar a fost un duș rece, poate că într-un fel, deși normal că în sport nu-ți dorești atât să se întâmple așa ceva, dar se întâmplă în toate sporturile, toate nivelurile și poate că este mai bine că s-a întâmplat acum, a fost un duș rece, o să învățăm ce este de învățat după această experiență și cred eu că o să devenim doar mai bun în urma acesteia. Toni? Da, într-adevăr, au fost două sferturi destul de slabe pentru noi. Am început foarte prost meciul. În repriza a doua a fost mai bine, dar tot n-a fost suficient, din păcate. Cum spunea și Ionuț, a fost un duș rece pentru noi. Poate că a fost mai bine că s-a întâmplat acum și nu mai târziu. Dar privim pozitivitatea înainte și să sperăm că nu se mai întâmple. Tyler, question was, what is the psychical part of the situation of the team after this tough loss in Timișoara? It just really kind of refocuses us because we were pretty, I think we were looking down on Timișoara as like a second class citizen, and it just made us, we have to come into every game respecting our opponents, you know. Credem că ne-am uitat puțin de sus la Timișoara în această partidă și acest lucru ne-a costat. And just have a little more integrity in the game and play with more respect for the opponent and more effort. Trebuie să jucăm cu un respect mai mare și cu un efort mai bun și cu un respect mai mare pentru adversar și totul va fi în ordine. You know, we, including our preseason games, we had won 7 of our last 8, so we were feeling good about ourselves. So a loss like this is good for refocusing sometimes.
Având 1-7 înainte de această partidă, am început să gândim că suntem bine și am luat un pic de sus meciul. Domnule Toma, urmează după Pitești tot acasă. Steaua, înapoi, în plasarea la Dinamo. Se pot obține maximum de puncte după această partidă? Păi de ce nu se prezintă adversarii, soluția? Vorbim? Ce vedeți dumneavoastră? Echipa poate obține maximum de puncte. Ne dorim la fiecare meci. Am recunoscut, a fost extrem de dureroasă înfrângerea de la Timișoara pentru că noi considerăm, toată lumea din exterior consideră că suntem o echipă mai bună ca Timișoarei, dar acest lucru trebuie dovedit pe teren. Trebuie să luăm meci cu meci. De ce ne uităm la următoarele 3 partide? Sunt partide în care, uitați-vă la Dinamo, a jucat 38 de minute la egalitate cu cei de la Cluj. Toată lumea spunea că cei de la Cluj o să câștige la 30 de puncte. Deci v-am spus din capul locului că în acest moment, în cele 8 echipe care participă la acest grupa cea mai importantă din basketul românesc, sunt 8 pretendente pentru cele 6 poziții de top 6. Deci nu trebuie să gândim dacă putem obține. Putem obține și, cum să spun, și 3 victorii din următoarele 3 partide, și 2 și 1, sau Doamne ferește, niciuna. Trebuie să ne concentrăm meci de meci, să rămânem sănătoși, să fim modești, să nu mai fim aroganți, exact cum au spus și băieții, trebuie să fim concentrați la ce avem de făcut și să ne gândim că cu umilință și cu capul plecat, eu cred că cu muncă ne putem atinge obiectivul. Primul obiectiv declarat pe care l-am spus din start, vorbesc de calificarea în top 6. Apropo de calificare, ca cu teritorii Pascalul așa, cele 14 meciuri, întotdeauna faceți acest argument de startul sezonului și avem noi urmează acest lucru. Eu zic că 7 victorii îți asigură o prezență în top 6 sigură și garantată. Și nici nu mai Timișoara în anul 2007 sau... Că dacă va cântări acest meci? S-ar putea să cântărească dacă nu suntem atenți în continuare, evident. Dar Timișoara vine la Craiova, avem meciurile pe teren propriu la care suntem obligați să ne concentrăm. Nu jucăm cu spatele la zid, nu vrem să creăm nicio presiune superioară pe băieți pentru că nu avem acest interes. Nu avem o presiune în care am plecat la drum în vară cu o echipă nouă, în proporție de 90% și ne-am propus, noi trebuie să fim în finală, noi trebuie să câștigăm titlul. Noi avem, haideți să fim puțin realiști, să ne gândim ce jucători avem, ce chimie putem face. Pentru că, de exemplu, v-am spus foarte clar și am dat o declarație destul de belicoasă și de războinică la început. Dacă ar fi vorba de cumulul valorilor jucătorilor, să-ți dea cumulul valorii, adică să-ți dea suma sumarum valoarea unei echipe, Piteștiul ar trebui să ne bată la 20 de puncte. Pentru că jucătorilor sunt mai bine cotați pe marcă, pe piață, pe acel market, au rezonanțe mai mari numele lor, dar nu are acest lucru nicio însemnătate în sport. Pentru că e vorba de chimie, de felul cum se înțeleg, de antrenor, de strategie. Sunt multe, multe alte chestiuni care cântăresc în crearea, în chintesența valorii unei echipe. Dacă vorbim așa, transferim și la fotbal și la orice alt sport de echipă, dacă e cei mai buni jucători pe fiecare post din lume, echipa ideală care se face după fiecare campionat, asta nu înseamnă că e echipa cea mai bună. Care e adevărată fața echipei? Cea din prima etapă în care am învins? Dacă bine și acolo au fost probleme, știu mie, pentru 34-a mai scăzorilor, sau cea de la Timișoara, care, cum a spus și dumneavoastră, i-am luat puțin de sus pe... Eu cred că fața echipei este aceea și din meciurile de pregătire, este și aceea din meciul cu Sibiu, este și aceea din meciul cu Timișoara. Acestea sunt fețele echipei. Până la capăt, este, cum să spun, e un proces crearea unei echipe. E vorba de un proces. Acest proces în care se sintetizează toate aceste elemente, trebuie să înțelegem că suntem și ăia, noi suntem și ăia. Aceeași echipă este. Dacă nu ești atent, în traducere, dacă nu ești atent și ești arogant, pierzi într-un mod rușinos, cum a fost până la pauză la Timișoara. Dacă ești atent și lupți, chiar dacă ai căderi cu o echipă extrem de bună, cea a Sibiului, poți să învingi chiar și pe final, când toată lumea credea că o să cădem. Am revenit pe final și am învins. În meciurile de pregătire, de asemenea, cu minuțiozitate, cu atenție, poți să-ți faci, realizezi obiectivele, așa că
Toate sunt fețele echipei. Noi nu trebuie să negăm, să spunem, noi n-am fost la Timișoara. Asta este sportul și, din nefericire, nu ne iartă, iar acest timp și acest proces despre care vorbesc, este istoria o scriem în fiecare zi, cu fiecare antrenament, cu fiecare meci. Așa că aceste lucruri trebuie foarte bine înțeles. Avem nevoie de suporteri, avem nevoie de lumea la sală, avem nevoie de suporterii noștri, vrem să facem spectacol și vrem să facem craiovenii mândri de echipa de basket. Deci eu cred că la omogenitate stăm mai bine ca multe echipe în acest moment. Cred că la concentrare în anumite momente, pentru că fiind jucători care își doresc performanța, de multe ori să știți că vorbesc și tonul dau străinii, veteranii, jucătorii care au foarte multe sezoane și bineînțeles, ei sunt locomotiva, iar ceilalți sunt vagoanele și care trebuie să meargă toți împreună pe același drum. Gândesc și faptul că cred că se gândesc foarte mult la luna martie, aprilie, mai. Adică să intre într-o formă ușor, ușor, dar trebuie să depunem efort și acum. Dar trebuie să luptăm și acum pentru a avea biletele pentru luna aprilie, mai, să ne luptăm iarăși în play-off. Haideți!